Salutare, băiebeți, și bine ați revenit la un nou minunat și mirobolant episod. Astăzi ne vom juca un meci de Fortnite în noul sezon, Chapter 2, Season 7, în care s-au schimbat o grămadă de chestii. E complet alte locații, Corny Complex, Believer Beach, Believer Beach. Și s-au schimbat multe chestii, este un nou vehicul, nava spațială, s-au schimbat o grămadă de arme și povestea jocului este complet schimbată. Iar noi astăzi o să vreau să dăm un match în care să sperăm că o să avem un win foarte frumos și măcar foarte multe kill-uri dacă ar fi. Și o să-mi sărim în noua locație, Corny Complex, bine, nu e chiar foarte nouă, că e un fel de Fatal Fields combinat cu Frenzy Farm, dar asta e partea a doua. Și ne-a început acest clip, v-aș ruga enorm de mult să bucem un like și acest butonul că așa am asta super, super mult. Să strângem la acest clip 70 de like-uri pentru revenirea noastră pe Fortnite. După m-am mai jucat Fortnite zilele astea pentru că am fost foarte ocupat și n-am putut chiar să fac live sau episod din prima zi a sezonului pentru că am fost foarte ocupat. Dar acum este momentul și doar ca să știți, știu că am level 35, doar că nu m-am jucat. Am cumpărat niște levele, că știți voi, pe Mati Danco e foarte la curent cu levelele și nu vrea să fie în spate și nu vrea să rămână în urmă pentru că îi place extrem de mult acest miat joculeț. Și este foarte nebunien cu în locația asta, în Corny Complex, pentru că toată lumea vine și sunt o grămadă de arme noi. Și e super mișto, chiar îmi place super mult sezonul ăsta. Și am văzut că sunt noi colaborări, mai ales cu Rick and Morty și ce mai în battle pass cu Superman, ceea ce este super mișto. Super mișto mi se pare treaba asta. Aud bătaie pe acolo prin mijloc, vreau să merg și eu, dar mai întâi mi-ar trebui niște... Ce mă cu botul ăsta aici? Ce vrei de la viață, puiu? Nu-mi sta în cale. Arma asta railgun e... Nebunie pe folie cu aia, bă, băiți. N-avem deloc meț, da. Asta-i partea. Și acum am văzut că este și un boss aici în locația asta care se cheamă ceva Stones. I don't know. Și e nebunie, bă, băieți, chiar e nebunie cu sezonul ăsta și îmi place enorm de mult. Doar că aș vrea și să fac niște kill-uri, dar cam frică că eu nu prea m-am mișcat fone zilele astea și nu prea sunt foarte antrenat. Că am zis să bag la un meci de solo să fie așa clean. Doar că nu prea m-am mai jucat de ceva zile, asta e problema. Ok, bun, haideți să mergem eu tot pe băiatul ăsta. Doamne, așa să nu murim. Mergem cu Dumnezeu înainte. What? Nu dispăru băiatul ăsta. Ok, mie mi-e frică să mă mișc de aici. Vă zic sincer. Ok. Bun. Doamne aștept, băieții. Aparent e foarte bine în viață să mergi cu Dumnezeu înainte. Asta vă sfătuiesc și pe voi să o faceți. Bun, să sperăm că am golit Corny Complexul, să sperăm că este totul bun și că o să avem un match bun. Hai să vedem dacă mai sunt player, ceea ce nu cred, pentru că au fost doar 2 player, ceea ce mă surprinde super mult, pentru că de obicei veneau o grămadă de player în locația asta. Adică veneau mulți și mai mergeau și pe la Conaco, la care mai bine nu mergem, băieți, adică sincer mi-e cam frică mie să merg, pentru că poate e un mare jumpscare și știți și eu cum sunt cu jumpscare-urile. Ok, aparent avem și arma mitică, Stone Spurs Lifer, și arma asta mi se pare o armă minunată, adică dacă tu n-ai arma asta în inventar în meci, e meci pierdut, deci eu sunt efectiv zeu cu arma asta, băieți, deci
Dacă mă găsiți în match, mai bine o dropați, că altfel e nebunie pe felie. Să mai căutăm player, pentru că, ia uitați-l pe acel domn. Aș vrea să conduc și o navă episodul ăsta, doar că nu știu, și am văzut că au apărut de-astea noi resurse, nuts and bolts, ceva de genul. Sunt super mișto, care poți să-ți craftezi lever din câte am văzut. Adică are apărut leverul. E nebunie Bobescu sezonul ăsta și chiar e super mișto. Și haideți să vedem dacă mai sunt playeri. Din câte văd, nu, doar că am văzut niște playeri la podul ăsta și aș vrea să-i pușez, pentru că vreau foarte multe kill-uri, adică măcar dacă nu o să fac un win, măcar să fac multe kill-uri, adică asta e cel mai important, cred, în Fortnite, să faci multe kill-uri și să te simți bine că tu ești foarte bun în acest miat joculez, doar că nu văd eu pe nimeni, asta e problema, și un chest legendar. Nice, stack epic. E bun, e bun. Bă, băieți, avem arme foarte bune, n-am ce zice, doar că acum trebuie să fim și noi buni, adică ar trebui să pierdem. Și vreau să vă spun că skin-ul ăsta din Battle Pass mi se pare super mișto, adică ăsta e unul dintre skin-urile mele preferate din Battle Pass, pe lângă Stone și Rick and Morty și alte nebunii. Ăsta este un skin super mișto și sincer cred că o să fie skin-ul meu main până o să le au pe alea. Sincer, o să păstrez arma asta pentru că mi se pare foarte OP. Care, adică, practic, e un fel de flare gun, adică poți să vezi efectiv playerii prin pereți. Ceea ce este super mișto. Și am auzit un player care trage din... acolo, I don't know, doar că... avem arma asta care trage prin pereți, băieți, atâta trebuie să știm noi. Ăsta trebuie să fie țelul nostru în acest match. Să știm că avem arma asta, railgun, care pur și simplu trage prin pereți, adică e insane arma asta, ea trage prin pereți. Ok, nu știu de ce nu avem niciun player, suntem aproape în mijlocul măpii și nu avem niciun player. Mai bine farmăm meți, s-o dăm multe meți, că mă știți pe mine că îmi trebuie foarte multe meți. Și singura chestie ce sunt foarte surprins în sezonul ăsta este că n-are nicio tematică de vară, adică după cum bine știți este în luna de vară și suntem în vară și sincer... chiar cred că trebuia să avem ceva de vară, legat de vară, cum a fost acum un an în chapter 2 season 3, în care am avut inundația. Nu spun că trebuia să mai fie încă o inundație, că era deja prea trash, adică dacă a fost un sezon deja cu inundații, nu mai trebuia să mai fie și sezonul ăsta, doar că mi se pare destul de ciudat că nu a fost nimic sezonul ăsta legat de vară. Probabil au vrut să facă... nu știu, doar de extraterestri, să fie legat și tematică doar de extraterestri, pentru că asta am văzut eu, băieți. Nu știu dacă v-ați dat seama, dar sezonul trecut parcă a fost legat doar, a fost legat gen de trecut, adică cum a fost în trecut și chiar a fost super mișto sezonul trecut și sezonul acesta este practic cum va fi în viitor și cum... na, nu știu, mi se pare super mișto. Și aparent au niște bătăi prin Corni Complex. Haideți să vedem cine mai este, pentru că eu credeam că am golit absolut toată locația. Și uitați-l pe acel player minunat. Uitați-l și pe băieții ăia. Oh my god, l-am killit pe băiatul ăla. E cam parez. Eu cu arma asta sunt cam zeu puțin. Să vedem, să-i vedem pe băieți. Doar un player? Really? Ok, hai să-l pușăm totuși. Eram sigur. Ok, o să mă retrag puțin. Păcat că n-am niciun launchpad. Ok, este treaba foarte bună. Ok, ok, calmează-te, Mati, dar... calmează-te! Arma e foarte OP. Arma este foarte OP. Arma aia este foarte OP. Trebuie să ne ferim de ea și trebuie să fugim de aici, pentru că arma este foarte OP și dacă ne mai atinge un singur hit, e posibil să murim. Uite un medkit acolo, doar că îl avem pe acest minat player. Dacă eu îl bat pe ăsta, voi trebuie să dați un like.
mie mi-e frică de ăla cu railgun atât, adică ăsta e singura mea frică, sincer să fiu, pentru că ăsta n-ar avea ce să-mi fac, adică doar să mă bat, adică atât ar fi. Mie mi-e frică de ăla că e prea OP arma aia, efectiv. Nu știu cu cât mă măr cu băiatul ăsta până în ceruri, dar... Ok, hai, hai să vedem ce faci tu în momentul acesta. Ok, o să mă spamezi. Nu pot să cred așa ceva, că am dat 25 cu tactică lui băieți. Nu pot să cred așa ceva, că sunt foarte trash. Ok, deci dacă nu dădeam 25 cu tactică lui, poate aveam vreo șansă să-l bat. Dar aia este, băieți. Sper că v-a plăcut clipul astăzi, băieți. Atât am reușit să fac. Bă, măcar am putut să mai vorbim așa, să văd ce ați mai făcut voi. Și că a fost un alt sezon. Sper sincer să fiu că v-a plăcut clipul ăsta. Dați-mi un subscribe. Ok, deci îmi vine să plâng că i-am dat 25 lui băiatul ăsta. Aia, ești mai prost. Dați-l like, dați un subscribe. Eu m-am dus. Pa, pa.